să se determine acele soluții XYZ ale sistemului 2X minus 2Y plus Z egal cu 1, 3X minus Y plus 2Z egal cu 2 și X plus Y plus Z egal cu 1, ce satisfac X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat egal cu 1. Ce înseamnă? Să rezolvăm sistemul, da? Nimeni nu spune să o faceți prin Cramer sau prin... Știți că eu am tot fixul ăsta, mereu vă spun, mai aranjați ecuațiile încât să vă dea ceva mai simplu, da? Dacă se poate. Și anume, ia uitați, pe exemplu, dacă scădeți a doua minus prima, 3x minus 2x dă x, minus y plus 2y face plus y, 2z minus z face plus z egal cu 2 minus 1, 1. Exact a treia ecuație. Prin urmare, una din astea două este consecință celei de a treia. Deci sistemul meu devine cine? Păstrez una din astea, asta două și cu a treia. Deci avem 2x minus 2y plus z egal cu 1 și x plus y plus z egal cu 1, da? Și ăsta cum îl fac? Păi, de exemplu, uite, îl treci pe Z, îl facem elementar, da? Îl trec pe Z dincolo și obținem 2X, și hai să împărțim și prin 2, da? Uite de ce, că o să-mi dea X minus Y egal cu 1 minus Z pe 2, da? Și asta X plus Y egal cu 1 minus Z. Pe observa ce simplu sistem și îl și afli de aici. Deci 2X egal cu cine? Cu ăștia adunați. 1 minus Z, ia uitați, ori 1 pe 2 plus 1, adică ori 3 pe 2, da? Că e același factor. Deci X-ul este cine? 3 pe lângă 1 minus Z pe 4. Cine este Y-ul? Păi, de exemplu, puteți să le scazi, ca să nu mai stau prin substituție. Păi dacă scazi a doua minus prima, îți dă 2Y egal cu 1 minus Z pe lângă cine? 1 întreg minus 1 pe 2, adică 1 pe 2. Deci Y-ul este 1 minus Z pe 4. Și atunci soluțiile, deci iată, care sunt? Z egal cu 1 lambda, X egal cu 3 pe lângă 1 minus lambda pe 4, Y este 1 minus lambda pe 4. Păi eu trebuie să fac X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat să fie 1. Deci iată, voi avea relația 1 egal cu X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat egal. X pătrat este ăsta la pătrat. 9 pe lângă 1 minus lambda la pătrat pe 16, plus Y pătrat, 1 minus lambda la pătrat pe 16, plus Z pătrat, plus lambda la pătrat. Da? Bun. Le aduc la, îl trec pe lambda pătrat dincolo, da? Și le aduc și la același numitor. Și vine 16 pe lângă 1 minus lambda pătrat, egal cu ăștia adunați, da? Cu 10 pe lângă 1 minus lambda, totul la pătrat. Nu mă apuc și desfac. E ecuație de gradul 2, da, uite, era mai simplu asta, asta este cine? 1 minus lambda ori 1 plus lambda, nu? Deci dacă îi trece în aceeași parte, dă 1 minus lambda pe lângă. Puteți să și desfaci, nu era, 10 ori 1, puteți să desfaci, da? 10 ori 1 minus lambda minus 16 ori cine? Ori 1 plus lambda egal cu 0. Adică 1 minus lambda pe lângă, cât fac ăștia? 10 minus 10 lambda minus 16 minus 16 lambda egal cu 0, simplificăm după aia prin 2, nu mai pierdem timpul, da? 1 minus, observați că eu mereu fac contratimp exact cum trebuie să face și dumneavoastră la un examen, eu de asta merg repede. Că eu aș putea să merg bătrânește așa, știți? Păi da, dacă bătrânește pierde și mama admiterilor, da? Împărțit la 2, ce-mi dă? 1 minus lambda, trebuie să încercați să gândiți rapid, da? De unde? Ce am? Am odată lambda egal cu 1 sau lambda este minus 3 pe 13, da? Ce-mi cerea mie? A, care sunt soluțiile alea? Păi și acum pentru fiecare le înlocuim. Hai să luăm soluțiile de la noi de aici. Da? Deci ăsta e motivul pentru care mă repte. Bine, eu oricum sunt mai zbuciumat de felul meu așa, dar și dumneavoastră trebuie să fiți așa pentru examenul de admitere când aveți încotro. Pentru lambda egal cu 1, ia uitați, obținem soluția x egal cu 0, mai ales acolo unde aveți y egal cu 0, z egal cu 1, unde aveți foarte multe subiecte, da? Cum e pe la Babeș, chiar și la Timișoara, da? Cât este x-ul?
Păi să-l pun aici, ia să vedem. 1 minus lambda, cât dă 1 minus lambda? Este 1 plus 3 pe 13, este 16 pe 13, da? Deci o să-mi dea aici 3 ori 16 pe 13 pe 4. Ăsta se duce 4, 3 ori 4 dă 12 pe 13. Cât este Y? 1 minus lambda, adică 16 pe 13 pe 4. Deci îmi dă 4 pe 13, cât este Z-ul? Lambda, minus 3 pe 13. Deci soluțiile mele sunt 0, 0, 1 și 12 pe 13, 4 pe 13 și minus 3 pe 13. Da? Hai să le vedem. 0, 0, 1 sunt una din astea de aici. Da? Așa. Astea clar nu merg, stai ca să le tai, că până le identific aici alerg după el. Și ce mi-a mai dat? X-ul cât era? 12 pe 13, pe urmă 4 pe 13. 12 pe 13, 4 pe 13, cred că ăsta este, nu? Așa pare. 12 pe 13, 4 pe 13 și minus 3 pe 13, da. Ăsta era, deci răspuns corect D. Da? Și cu asta am încheiat problema.